Bun găsit, dragi telespectatori, la Exclusiv TV. Voi prezenta un invitat deosebit. Deja ne obișnim cu oameni de calitate aici la noi, invitați speciali. La emisiunea Personalitatea Zilei avem lângă noi pe domnul primar al comunei Târgu Trotuș, domnul Adrian Forcoș. Domnule primar, în primul rând, în numele telespectatorilor și a echipei noastre de la Exclusiv TV, vă spunem bun venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Aș dori să vă pun câteva întrebări în legătură cu comuna pe care o păstoriți. Sunteți primar ales din 2016. Câteva lucruri: așezare geografică, populație și cum ați preluat mandatul în 2016? Da, este o primăria este de populația de 6.000 de locuitori, de categoria a doua. Am avut un mandat greu, după cum știți și dumneavoastră, anumite aspecte din anumite probleme din comună. În schimb, am început să le așezăm încet, pași mărunți, dar siguri. De aceea se spune că întotdeauna un primar ar trebui cam în cel puțin două mandate să înceapă anumite lucrări în primul mandat și în al doilea mandat să le ducă la îndeplinire, dar bănuiesc că foarte multe lucruri le-ați realizat deja, sau cel puțin ați făcut studii, ați inițiat proiecte și chiar o să doresc pentru început, ca să ne încadrăm în timpul nostru al emisiunii, să discutăm despre aceste proiecte pe care dumneavoastră, cu care veniți în fața Consiliului Local și a cetățenilor. Da, într-adevăr, e nevoie de timp, pentru că, după cum bine știți și eu, ca și primar în funcție, după 3 ani de zile, sunt dezamăgit de toată legislația și birocrația care este la ora actuală. Dar, dacă este necesar, le îndeplinim. Da, avem câteva proiecte care le-am dus la îndeplinire, lucrăm la câteva, sunt în stadiu de avizare și așa mai departe. Durerea tuturor și inclusiv a mea sunt drumurile și gazele, principalul lucru care îl avem de făcut acolo, dar încă o dată mă repet, ușor și sigur. Da, păi să luăm despre fiecare câte un lucru. Mai este și apa. Ați mai avut probleme, mi-aduc aminte că la începutul mandatului venea un domn acolo care organiza mitinguri în Târgu Trotuș. Nu am mai organizat mitinguri. Nu mai știu nimic de dânsul în ultima perioadă. Problema apei a trecut pe loc secund. Așa, problema reală la ora actuală fiind drumurile. Mi-am și notat la un moment dat din 3 miliarde 800 lei vechi, vorbim în lei vechi, cât am avut datorii când am preluat primăria Târgu Trotuș, mai am undeva la 120 de milioane, 120 de mii, 120 pe Târgu Trotuș și undeva la 60-70 pe Vieșoara. Deci ușor, ușor ne apropiem, cum am și promis de altfel și atunci, că până la sfârșit de mandat voi duce la îndeplinire și voi scoate comuna din... Până la urmă a fost o rușine oarecum că am fost prinși în anumite situații și am fost codașii în ceea ce privește apa, chiar apa care e o necesitate. Dar o rezolvăm. Mai avem o lea că ieșim din impas, ne apucăm de alte treburi. Ne-a ținut într-adevăr pe loc o perioadă destul de lungă, pentru că am avut niște investiții de făcut. Și la ora actuală suntem în tratative cu CRAB-ul Bacău, să fim preluați. Am avut 2 comisii de expertiză prin care ni s-a lăsat niște clauze de dus la îndeplinire. Le-am îndeplinit pe majoritatea dintre ele. Principala clauză a fost de la început să fie comuna pe zero, pe datorii zero. Mai avem o lea că terminăm și probabil anul ăsta vom fi preluați de către CRAB Bacău. Bun. Cu gazele. Da, la proiectul de gaze suntem în starea de avizare.
Așteptăm să vedem pe ce program o să-l depunem, ori pe PNDL3, ori pe FDI-ul care va apărea acum recent, am înțeles că trebuie să apară. Pe una din ele îl vom depune și mai mult ca sigur ca și restul comunităților din județul Bacău, știți dacă a fost discuție la nivel de Consiliul Județean, noi am avut avantajul că am început pașii înaintea celor care de suntem aproape la zero cu... Așteptăm să vedem când se deschidă sesiunea și probabil o vom depune imediat. Bun, văd că v-ați notat mai multe lucruri aici, ați venit cu mai multe lucruri. Și chiar o să vă rog să le prezentați în ordinea în care doriți dumneavoastră. Sigur, sigur. Eu mi-am notat niște proiecte pe care le-am dus la îndeplinire. În 2016, când am intrat în primăria Târgu Trotuș, una din problemele reale la timpul respectiv, școala Târgu Trotuș nu a avut grup sanitar. Am găsit un proiect, l-am dus la îndeplinire, l-am finalizat și imediat în 2017, dacă nu mă înșel, da, am și dat în folosire grupul sanitar, extindere școlară, extindere de școală, grup sanitar plus centrală termică. Totul e ok, e funcționabil, nu avem probleme, e ok. Din cauza problema respectivei a apei pe satul Viișoara, nu se știa de unde vin datoriile, poate am mai spus-o și la ziar și în alte părți. Expre pe satul Viișoara venea de la o conductă de oțel găurită pe care am schimbat-o, deci am schimbat 600 de metri liniari de conductă. Deci era o pierdere foarte mare. Exact. Toată lumea îmi spunea că este o zonă mlăștinoasă. Nu era mlăștinoasă, era spărtură și din cauza asta era mlăștinoasă. Am schimbat-o și pe așa. Mai avem vreo 700-800 de metri de schimbat, care până la sfârșit de an o vom să dea bine și la analize, pentru că noi avem analize lunare la apă și din cauza oțelului, vă dați seama că apar tot felul de discuții. Da, da, sigur, 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 sigur. Așa, în problema apei am investit mult în cămine de cartier. Aici intră vane, apometre generale mari pentru ca să ținem sub control oarecum pierderea de apă. Așa, am avut niște extindere electrice, o parte le-am găsit, o parte le-am făcut noi. La Târgu Trotuș am avut în zona industrială, cimitirul evreiesc și zona izvoare, deci trei extinderi. Așa, la Tuta am avut o extindere și urmează acum a doua extindere. Centrală termică am schimbat de curând în toamna anului trecut, am schimbat centrala termică în satul Tuta, la școala Tuta, iar acum suntem în lucru în ceea ce privește amenajarea spațiului interior, curtea școlii, cu spații pavate, spații verzi și așa mai departe. Avem modernizarea iluminat public, care am considerat în primă fază e necesar pe drumurile principale. Arterele principale din toate cele trei sate au fost îmbunătățite cu lămpi stradale LED, care au și eficiența lor, durata de viață, consumul destul de redus și așa mai departe. Am modernizat tot ceea ce a însemnat stații de autobuz, fiind o zonă traficată și mă refer aici la Târgu Trotuș și acum mai nou Tuta, pentru că dacă știți, avem un drum județean pe care am reușit să-l asfaltăm anul trecut, da, anul trecut pe timpul ăsta. Aveam niște stații cum erau, le-am refăcut pe toate, le-am pus la punct. Trebuie, dacă este traficată și imaginea până la urma comunei. Am dotat intersecțiile principale din toată comuna cu camere de supraveghere și anume pentru binele populației, ca să fie în colaborare cu poliția și așa mai departe. Am reușit să ducem la îndeplinire într-un final un mic proiect între ghilimele și anume un stadion împreună cu anumiți consilieri locali, care într-adevăr a fost o idee foarte bună și la ora actuală se frecventează stadion, deci e ok. Am reușit să facem niște drumuri care n-au fost făcute niciodată și aici mă refer la satul Viișoara. Avem niște dealuri, niște coline pe acolo și mă refer la zona Văratec, unde n-a fost drum, am înțeles, niciodată făcut. Era
cu pământ, cu... am reușit să-l balastrăm, acum o să intrăm să mai intervenim cât și cât să-l mai așezăm. La fel, din tot din buget local am avut mai multe împrejmuiri și a domeniului public al primăriei. Avem un sediu de CAP, fost sediu, unde am avut ceva chiriași și mai avem și la ora actuală pe cineva care mai este, dar am de gând să fac acolo un atelier pentru tot ceea ce înseamnă. Ce putem sprijini în comun la noi acolo. Așa, avem stadionul împrejmuit, stația de clorinare, care alții neștiind să vorbească, au tot vorbit pe la alte posturi de televiziune și de radio și au scos tot felul de pastile din astea comice, și anume stații de clonare în loc de clorinare. Da, am împrejmuit-o și pe aia într-un final. La școli, la fel, tot ceea ce înseamnă școli, Târgu Trotuș, Tuta, le-am împrejmuit, l-am pus la punct ca să... aveam probleme și cu maidanezii și cu... știți că sunt anumite probleme. Mobilier nou, investiție, tot ceea ce înseamnă școli, am avut mobilier vechi, cum l-am găsit atunci, am schimbat absolut tot. Anul ăsta mai avem o șarjă de 50 de bănci și vreo 100 de scaune și cu asta am încheiat ceea ce înseamnă mobilier. Am achiziționat, în 2017 am început procedura de achiziție, utilaj, anume tractor. Tractor cu tot ceea ce înseamnă remorc pentru dezăpezire, având serviciul nostru. Accesorii, da. Exact, lama de zăpadă, sărăriță, și am preluat, facem noi. Ia spuneți, tractorul cum cu ce surse financiare? Buget local. Din bugetul local. Sigur, ce foarte sigur, bine. Sigur. Pe egal ce pe egal aveți? Am avut acum 3-4 ani am achiziționat înainte să intru în primărie, un buldo excavator. Bun, așa, și acum avem modernizare, iluminat public pe absolut toată comuna, deci se vor schimba toate becurile și vor veni din stâlpul. Mai aveți vreo zonă, pentru că oamenii vin, lucrează în străinătate și, în primul rând, mă refer la cetățenii din Tuta, care, se știe, sunt foarte harnici, merg în special în Ungaria, dar și în Occident, lucrează, au case, sunt deosebite, e un... Da. Hai să spunem că această localitate s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă și văd că, spre deosebire de alți cetățeni din comuna Târgu Trotuș, ei vin acasă, își fac case și revin. Deci cred că procentul e mult mai mare față de alții care, pe de o parte, unii se stabilesc în străinătate, le cresc copii acolo și le vine mai greu să revină în țară, sau ceilalți care... eu știu, probabil de acum se vor gândi să vină, pentru că e cunoscut faptul că a fost o criză a locurilor de muncă acum o perioadă în urmă. Acum, din păcate, avem locuri de muncă, exact, și nu avem oameni cu care să lucrăm. Trebuie făcută precizarea aici că salariile totuși au crescut. Vedeți dumneavoastră salariul minim undeva la peste 2000 de lei, iar în construcție nu mai vorbesc, pentru că atunci când negociați cu noi, cu constructorii, salariile, e clar, trebuie recalculate, sunt undeva la salariul brut, undeva la 3000 de lei. Deci, iată, lucrurile trebuie să le dăm vești bune și locuitorilor din comună, dar celor plecați în străinătate, pentru că televiziunea noastră se adresează și cetățenilor din comuna Târgu Trotuș care au plecat în străinătate, că lucrurile totuși s-au mai îmbunătățit în România. România rămâne la fel de atractivă, la fel de frumoasă. Sigur, sigur. Și e păcat să nu, cei care vor să revină în țară pot, iată, vă dăm exemplul meu personal, am accesat fonduri europene, am mai deschis încă o firmă, deci sunt aceste start-up-uri care vin cu sume considerabile financiare și te ajută să-ți faci o firmă nouă cu bani europeni. Deci, toată politica dusă până acum, că vin ăștia și ne iau banii, investitorii străini, că nu plătesc, cred că este o direcție, din punctul meu de vedere, greșită. Pentru că oameni, într-adevăr, pot veni și pot veni inclusiv la Târgu Trotuș, fiind și aproape de Onești, taxele sunt un pic mai mici, deci exact, puteți avea în vedere agenții economici care pot să dezvolte o afacere în această zonă, fiind apropiați de Onești. Da, aș vrea să fac precizarea, dacă tot mi-ați amintit, și anume, comuna Târgu Trotuș este una din comunele cu cele mai mici taxe.
Deci nu au fost modificate. Sigur, sigur, sigur. Am încercat în permanență încurajarea de a veni către casă sau încurajarea celor care au firme sau IUR sau, mă rog, acum depinde și de ei în ce măsură vor într-adevăr să vină acasă, cine vrea să vină acasă. Locuri de muncă, după câte au observat și în Onești, se dau permanent anunțuri și nu... Într-adevăr, odată ce te-ai obișnuit în afară cu un anumit salariu, e mai greu să revii, dar se poate, adică eu zic că în câțiva ani de zile o să intrăm în normalitate. Trăgând o linie totuși, de la, nu vorbim care sunt specialiști, doctori, eu știu, cu meserii mai, cu pregătire, cu studii superioare, da, e bine. Da. Dar un om care lucrează necalificat în străinătate cu 1000 de euro, eu nu cred că rămâne cu mai mult decât primește în țară. Pentru sigur, că e chiria sigur, foarte mare, sigur, hai spune da. 400-500 de euro chiria, mai dai 102 pe mâncare și pe astea, mai ieși cu familia în weekend într-un parc de distracții sau la restaurant și rămâi efectiv cu 200 de euro în mână. Sigur. Și nici măcar nu ești în țara ta. Sigur, adică sigur, vine sigur. Și dolul de țară care, iată, făcând calcule simple, lucrurile s-au mai schimbat în România și eu cred că exodul ăsta de oameni care pleacă în străinătate pentru o viață mai bună se va mai diminua și cred că poate chiar unii vor veni văzând dacă ajungi în tuta chiar simți că parcă poți să te integrezi în acea comunitate. Oameni deosebiți, încă o dată am remarcat creșterea acestui aceste componente a comunei Târgu Trotuș. Care este relația dumneavoastră cu cetățenii? Veniți tot din zona din Tuta, nu? Sau unde locuiți acum? Da, asta vreau să vă precizez. În primul rând că adevăr. Ei v-au susținut foarte mult la alegeri. Au fost, ați luat acolo voturi covârșitor în tot. Da. Sper că i-ați cucerit și pe cei din Vișoara și din... Asta vreau să spun. Eu jumate sunt din Târgu Trotuș. Care la fel, să știți că și Trotușul are oameni foarte buni, sigur, foarte sigur, harnici, da. Foarte, da. Am rude în Vișoara, în satul Vișoara, la fel. Doar că în satul Vișoara, vedeți dumneavoastră, de-a lungul timpului au tot plecat tineretul. Vișoara dă foarte multe nume mari. Avem procurori, avem directori, avem oameni foarte... Sigur, avem știu, foarte, da. Foarte mulți oameni cu nume mare. Depinde și de noi ca și instituții cum reușim să gestionăm situația, pentru că în momentul în care oferi omului o canalizare și un asfalt în fața porții, mai mult ca sigur că se vor regrupa și vor veni. Vreau să vă precizez, când am avut în zona Vărate, unde vă spuneam de drumul respectiv, unde n-a fost făcut niciodată, imediat după ce s-a terminat drumul respectiv de reabilitat și de... imediat au început să curgă comenzile în domeniul material de construcție. Deci când au avut pe ce să ducă așezat la loc, s-au dus și au început să-și construiască. Ba o căsuță, ba și-au renovat, ba și așa mai departe. Deci dacă îi oferă omul, într-adevăr, e posibil. Am văzut că au venit câțiva investitori și din Târgu Ocna. Pentru că aici la ieșire din Târgu Trotuș, nu o să dau numele firmei, am intrat, nu știu dacă cred că e pe teritoriul dumneavoastră. Pe Târgu Trotuș, da. Imediat cum cobor spre Târgu Ocna, e unde de chiar și o fabrică de cherestea și am văzut și un depozit cu materiale de construcție, un foarte, foarte bine dotat și foarte bine aranjat. Deci iată că se poate, iată că Comuna Târgu Trotuș poate câștiga prin avantajul de a fi între cele două orașe, Târgu Ocna și Onești, pentru că sunt absolut convins, așa cum s-a întâmplat și în București, că aceste zone se vor extinde, pentru că îți faci un depozit, nu poți să-l faci în centrul orașului. Te extinzi spre, așa, și unde te duci? Spre Târgu Trotuș. Da. Te duci mai puțin către Gura Văiei, pentru că acolo nu e o zonă de interes. De ce? Fiind drum județean, sigur, probabil sigur, că sigur. Are și... poate și e o zonă care duce spre Slănic Moldova. Deci, iată, sunteți bine plasați ca și comună. Și mă bucur să aud de la dumneavoastră că aveți facilități pentru cei care vor să investească în comună. Ce alte lucruri credeți că ar face comuna Târgu Trotuș atractivă pentru oameni? Să locuiască, cum este zona,
Poate, eu cred că, până la urmă, se poate lega chiar și turistic de cele două, pentru Târgu Ocna este un oraș turistic. Da, este da. Într-adevăr. Referitor la hotarul dinspre Târgu Ocna și Târgu Trotuș, Târgu Trotușul este exact la intrarea în Târgu Ocna. Deci toată valea respectivă până la intrare este poate fi dezvoltată acolo. Sigur, noi lucrăm acum la... Cam unde se termină? E un... După acea vale mai exact aveți o zonă de intrare. Cam cât? Un kilometru, doi aproape aveți, da, dar chiar avem, mai mult. Avem și aia aparține tot de... E o zonă exact, unde deci se poate dezvolta. Toată zona respectivă, așa, este a noastră. Avem în vedere faptul că ne-am apucat deja de PUG, de planul urbanistic general. Da, și vreau să fac zona intravilană absolut toată bucata, ca să putem să dezvoltăm. Și apoi include rețea electrică, apă și așa mai departe. Este în beneficiu lor. Ia spuneți-mi, intabularea cum se face acum? Încă este gratuită sau faceți din buget? Este încă gratuită. Suntem una din primările care... Știu că e un program pe această chestie. Da, este un program pe bani europene. Avem deja 4 zone cadastrate și urmează a 5-a. Deci am ceea ce e foarte bine, pentru că odată intabulate ele... Sigur. Una din intabulări are undeva la 180 de bucăți, de parcele. Deci s-au făcut. Urmează în continuare cât avem de câștigat de pe bani, de pe urma banilor. Rețeaua de gaze din ce parte va? Dinspre Unești sau dinspre Târgu Ocna? Nu, Gureanu. Cum? Culmea culminilor e că rețeaua de gaze principală trece pe teritoriul comunei. Trece chiar pe... Exact. Și deci atunci un avantaj foarte da, mare. Da. Ce s-a întâmplat? Cu problema gazelor am înțeles că din surse mai înetate, acum vreo 20 și ceva de ani s-ar fi demarat o anumită documentație. În schimb, timpul s-a schimbat, o parte nu mai sunt valabile și așa mai departe. Avize, știți despre ce sigur, e vorba. Trebuie luat de la capăt, absolut. Da, am încheiat contract cu o firmă, ne-am făcut documentația, după cum vă spuneam, mai avem de obținut un aviz. Da, un aviz. Și chiar de la CFR, dacă nu mă înșel, Galați, depinzând de CFR da, Galați. Regional la Galați. Da, și pot spune că proiectul este gata și e gata de depunere. Apoi să vedem cum prioritar statul român, știți destul de bine că a spus la un moment dat, că sunt gazele naturale. Așteptăm să se țină și de cuvânt și suntem și noi pregătiți. Sigur. Da. Ce mai putem spune despre Comuna Târgu Trotuș? Ce vreau să vă întreb... Noi am filmat la un moment dat o zonă care n-a fost niciodată electrificată. Deci erau case fără curent electric. Da, zona izvoară. Ne-am întâlnit pe teren cu dumneavoastră acolo. Mi-aduc aminte cu bucurie că discutam cu cetățenii, domne, uite, într-adevăr, un primar care a înțeles că trebuie, avem și noi dreptul să fim în actualitate, să avem curent electric. Sigur. Mai există zone, pentru că oamenii își construiesc. Oamenii unde au proprietate, acolo, sigur, în funcție de legislație, da, își construiesc. Vin de afară cu bani. Ați rezolvat această problemă care era până la urmă o chestiune absolut necesară. Nu mai am nicio casă, niciun imobil fără acces la energia electrică, sigur că da. Acolo au fost câteva case cu probleme care s-a rezolvat într-un final. S-a și montat lămpile, iluminatul public, e totul în regulă, e ok. Domnul primar, cum colaborați cu cultele, cu bisericile, cu preoții, cu enoriașii? I-ați ajutat în acești ani? Eu vin dintr-un domeniu de... Fiind dascăl la mine la tot vreo 20 de ani, vin din domeniul ăla și sunt un om cu frică de Dumnezeu totuși, indiferent de discuțiile care le am în spatele Consiliului Local, că n-ar trebui dat, că n-ar... Nu, e adevărat. Trebuie ajutat pentru că așa se face un pas în față, până la urmă, instituția bisericească este una care poate să mai educe și din copii și așa mai departe. Așa. Da, am ajutat la Târgu Trotuș. Avem anul ăsta în derulare casă mortoară, care legea prevede clar, e destul de clară, numai că nu s-a putut până acum. Și am pus accentul pe casele astea mortoare ca să le punem la punct. Suntem totuși în 2020 acușa și nu mai putem sta cu... Sigur. Așa. La Biserica Ortodoxă din Târgu Trotuș, la fel, avem o capelă mare cu casă mortoare inclusă. La Viișoara avem un așezământ, parohia părintelui, care o ducem la bun sfârșit, cu intervenții cu
strada, aleile pavate tot cu ajutorul nostru și așa mai departe. Și la Tuta s-a finalizat Casa Tineretului, precizez, o parte cu ajutor de la noi, o parte satul, pentru că fiind 100% catolici, da, au colaborat, au strâns anumite sume de bani și au și rezolvat problema, au făcut Casa Tineretului și acum ne apucăm de tot o capelă mortoară, tot o casă mortoară. Acum 2 ani am fost la un festival foarte frumos la dumneavoastră, la Târgu Trotuș. De altfel, telespectatorii noștri s-au obișnuit. Exclusiv TV este aproape în fiecare weekend și în timpul săptămânii undeva într-o localitate. Acoperim peste 60% informativ județul Bacău. Filmăm în 60 de OAT-uri în acest moment. Și, desigur, nu puteam lipsi de la acel festival. Totuși, anul trecut nu ați făcut festivalul. Da. Care au fost motivele pentru care... pentru că a fost un festival frumos. A fost frumos, da. Ce păcat să nu continuă acea tradiție. Nici anul trecut și nici anul să nu voi face. Este doleanța Consiliului Local dacă... Au considerat că se cheltuiește prea mult. Da. Da, pe de o parte că s-ar cheltui prea mult, pe de altă parte că mi-aș face campanie. Și știți cum e în politica românească. Nu, știindu-vă că sunteți un om modest, nu fac eu iluzii în sensul ăsta. Cred că au gândit un pic colegii noștri, consilieri locali, politicianist așa. Și au zis, doamne, hai să nu facem festivalul ca să nu-i facem reclamă primară. Exact. Cam asta ar fi logica. Exact. Dar, eu vă spun și eu, vin din cultură aici, trebuie să... Vă rog să-mi permit să spun un punct de vedere, sigur. Pentru că nu trebuie să, sigur, sunt tot timpul ai de făcut ceva într-o comună. Sigur. Tot timpul se mai erodează un drum, mai ai de asfaltat, mai ai de balastat, mai ai de făcut un dig, mai ai de făcut nu știu ce, mai ai de pus becuri și așa mai. Tot timpul sunt lucrări de făcut. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă consilierul local, și să știți că am mai văzut mentalitatea asta în județul Bacău, nu voi nominaliza aici, dar este o mentalitate absolut greșită. Noi venim consilierul local și dorim și ne lăudăm peste, domnule, vrem ca tinerii să nu mai plece, să rămână. Dar tinerii au și ei nevoie și de divertisment, sigur, și de ceva recreativ, dar mai ales un festival. Uitați-vă ce se întâmplă în perioada asta la Cluj, ce festivaluri se fac, sigur, vă spune domnul, mare oraș. Dar fără cultură, și cultura implica și spectacol artistic și așa mai departe, tot felul de acțiuni, da? Sigur. Fără cultură, nicio comunitate nu poate exista. Dacă despre sport putem vorbi, mai merg la un meci de fotbal, mai fac o miuță acolo, se mai întâlnesc, dar să nu faci un spectacol pentru tine. De aceea, eu știu că dumneavoastră v-ați dorit mult lucrul ăsta și poate veți reuși până la urmă să-i convingeți pe colegii dumneavoastră, pe consilierii local. E nevoie, e nevoie și omul mai vrea, având în vedere și vremurile astea atât de complicate, și mai dorește și un spectacol. Sigur, sigur. Mai văd un artist, îl mai văd live, îl văd în față, comunică cu ei. E altceva decât dacă ne ascundem în fața televizoarelor, a telefonelor mobile, a tabletelor. Deci este cu totul și cu totul altceva, este altă atmosferă. Deci eu am văzut cât de frumos și chiar v-a ieșit acea acțiune. Da. A fost superb festivalul, a fost bine organizat, cu artiști deosebiți, cu condiții și stătea lumea peste tot. Am filmat și să se uită telespectatorii noștri să vadă acest festival. Eu am fost mulțumit pentru că am reușit să-i strâng o masă de oameni foarte mare. Era un număr mare. A fost și primul an în care s-a făcut. Da, iată și o premieră. Da, acest artiștii sens. Au fost buni. Foarte buni, foarte buni. Mai departe, de ce nu și-au dorit, v-am spus. Motivele sunt diverse, în principiu... Eu sunt convins că poate măcar în anul care urmează veți reuși și poate și prin intermediul televiziunii noastre. Sigur. Pentru că alte comune fac, alte comune, nu mai vorbesc de orașe. Da, Oneștiu e campion la spectacole, la tot felul, încă, știți, e un contrast aici. Am înțeles. La Oneștiu fac prea multe spectacole. Noi acum presa începem, domnule, e prea mult. Că nu poți nici chiar în fiecare săptămână, o dată pe an. Se poate sigur face, mai ales că uitați cât de frumos este de sărbători, când ai tradiții, când vin
și te colindă oamenii și când, vai, este extraordinar. Cel puțin noi în această zonă a Bacăului avem obiceiuri foarte, foarte frumoase. Deci pe această zonă culturală trebuie un pic umblat. Ce mai doriți să completăm din ceea ce credeți dumneavoastră că ar fi important să știe locuitorii comunei? Da. Și că o să vă mai întreb, vă mai pun întrebări. Am înțeles. Am uitat să precizez la un moment dat, când era vorba de proiecte care le-am dus la îndeplinire și de kilometru la jumate de asfalt, care a fost mare tărăbuie, știți destul de bine zona și traficul care era acolo. Am înțeles că acum s-a apucă la unește aici de podul respectiv. Da, va fi o altă problemă. Va fi o rută, da, va fi o problemă și acolo. Dar sunt mulțumit că am reușit să rezolv problema asta și în continuare, bineînțeles, n-am uitat nici de Trotuș, nici de Vișoara și nici de Tuta, pentru că avem nevoie. Eu undeva la 12 km de asfalt aș închide absolut orice. Referitor la proiectele care le-am în derulare, aș vrea să fac o precizare dacă mi-ați dat ocazia de a veni la dumneavoastră. Și înființarea distribuției gaze la faza de aviz, exact cum v-am spus, depunere care e în valoare de 60 de miliarde, avem modernizarea iluminat public care este prin GAL, Valea Trotușului, din care organizație facem parte și noi, tot pe fonduri europene, și anume de 5 miliarde. Avem aleile pietonale care vor începe probabil săptămâna viitoare, prin două săptămâni maxim. Aș face și precizarea că din cauza ploilor care au fost, n-am putut să mișcăm mare lucru. Asta este adevărul. Avem branșamentele la canalizare, fiind prinși pe POIM, pe masterplanul județului Bacău, și suntem prinși chiar frumușel, cu 3 km jumate de apă, dacă nu mă înșel. Da. Avem apă, suntem prinși cu 3,5 km de rețea de apă și canalizare cu 17 km. Deci e un pas în față. Fiindcă tot ați adus vorba despre aceste sume consistente care vin și contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Târgu Trotuș. Vreau să vă întreb, față de anul trecut, da, anul bugetar trecut, în acest an, cum, cât ați primit de la Consiliul Județean? Păi nu, ați tot fost acolo oscilăm. Sau cam niciodată tot nu o să fim mulțumiți. N-o să... Știți unde este... Deci noi nu o să ne putem... Balanța e foarte greu de ținut. Și anume salariile au crescut și în domeniul nostru, al bugetarilor și așa mai departe. Încercăm să... împărțim unde avem nevoie. Dar mai ales salariile în domeniul construcțiilor, unde deja firmele cu care lucrați vor trebui să recalculeze absolut conform legii. Exact aceeași problemă ca da, toată țara. Deci vor crește cheltuielile exact, acestea. Exact, exact. Și din bugetul local nu cred că puteți acoperi. Cam care este gradul de colectare pe care îl aveți? Undeva la 85, 87, 88. Da, dar având în vedere că e o comună, nu e o comună foarte mare, da, da, abia vă pot asigura, să spunem, funcționalitatea exact, primăriei exact, și exact. Mergem pe varianta banilor europeni, pe absolut toate porțile deschise care să le plasăm, să le... Pentru că, de ce să nu recunoaștem, din buget local nu avem cum. Avem pe PNDL din... Aveți o firmă de, de consultanță care vă ajută în, da, da, să da, faceți aceste proiecte pe fonduri europene. Da, 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 avem... Dar, în schimb, aveți drumuri multe de făcut. Drumuri. Durerea la Iași, mare a la noastră, București? Nu mai zic. Da, na, trebuie să rezolvăm. Trebuie pentru că să dacă mergeți. Stăm în loc, nu facem nimic, sigur, sigur. Da, master planul Crabului, am înțeles că e vorba până în 2020, deci până la anul să se apuce de treabă. Cadastrul sistematic, după cum vă spuneam, l-am oare făcut și acea vestită autostradă care nu e pe hârtie, e mult peste Brașov, Bacău, poate trece pe la... Trece chiar pe aproape de noi. E aproape, da? Da, e aproape. Așa de cum satul este catolic. Așa cum este aschițat acum, că vom vedea noi când se va realiza. Da, este aproape de satul catolic, știu, din câte... Asta și taie înspre Filipești. Și de aici se vor găsi câteva lucruri de care comuna
Târgu Trotuș să beneficieze. Sigur, da. Să nu uităm că avem, am făcut extindere și de apă până aproape la limita cu Extravilanul, deci până aproape de limita hotarului cu Oneștiu. Deci noi am fi pregătiți dacă s-ar face autostrada și așa mai departe, am avea o zonă industrială excepțională. Spuneți cum interacționați cu cetățenii? Ați creat un flux al documentelor în cadrul primăriei? Adică dacă vine cetățeanul, știu, cu o solicitare, este primit, trebuie să stea la rând, să aștepte, sau ați creat facilități pentru ca el să-și rezolve probleme, dacă se poate, în aceeași zi? Eu am văzut lucrul ăsta la foarte multe primării. Da. Bine, interesul meu ca și primar este să rezolve imediat. E clar, nu am să-l pot. Anumite lucruri poate să întârzi o documentație și știți cum, e greu de lucrat cu omul. Nu, dar am văzut că ați mutat biroul de registratură chiar pe hol acolo, ceea ce mi s-a părut o măsură foarte bună. Am mutat și biroul de registratură acolo și mi-am pus o cameră de luat vedere să văd cine mă așteaptă la ușă, ca să știu cum să le... Da, deci facem ce putem să ajutăm. Da. Cetățeanul, sigur. Asta e da. Un lucru bun. Cum vă înțelegeți cu aparatul din subordine? Bine, n-am ce să... Sunt, eu, de la bun început, eu nu sunt omul războiului din start. În momentul în care se mișcă și începe să, angrenajul să se miște, eu n-am ce să comentez. Deci vreau să văd serviciul fiecăruia, productivitatea la fiecare. Asta. Deci, din acest punct de vedere, nu aveți probleme. Un pic mai greu cu unii consilieri locali, care ce spune, domnule, hai să-l atacăm politic pe domnul primar, să arătăm că nu știu ce... Ați reușit totuși să fiți rezervat, adică nu ați dat curs unor provocări și așa mai departe, că aveți totuși un consiliu un pic mai, hai spune, mai neliniștit. Un consiliu tânăr și neliniștit. Da. Cum da, ați avut discuții cu consilierii? I-ați mai chemat la dumneavoastră? I-ați mai lămurit? Știți, poate aveau întrebări prea multe. Eu am rămas dezamăgit oarecum de anumiți lideri, în ghilimele, lideri, dacă se poate numi, la nivel local. Și anume când vorbim un lucru înainte și ne trezim cu altceva după. Dacă ei sunt mulțumiți de prestația pe care au avut-o în 3 ani de zile, eu n-am ce să le obiectez. Oricum, din 2016 le-am explicat că nu au cum să mă oprească, chiar dacă vor. Nu, e și o vorbă la un moment dat, câinii latră, ursul trebuie să treacă. Deci nu... N-au votat în prima ședință, mi-au boicotat 3, 4, 5 ședințe, într-un final n-au mai avut de ales. Deci nu, până la urmă și ei trebuie să înțeleagă că nimeni nu vrea decât binele comune. Că e consilier local, că e primar, cu atât mai mult eu care vreau să-l pun la punct comuna și să o aduc la norme normale, să fie o comună frumoasă. De altfel și este și la ora actuală, chiar dacă domnul respectiv care mi-a spus mai devreme cu meeting-ul respectiv. Da, păi mă așteptam să ne cheme, că noi mai dăm și din asta. Am înțeles. La un moment dat când faci un meeting, să ne chemați pe noi ca să dânsul și artist, ca să promovăm. Nu știu ce să zic. El nu mă pronunț. La un moment dat a făcut o afirmație care m-a supărat la un post de radio și anume, trăim ca în evul mediu. Nu. Așa deci nu există. Dacă el consideră că trăiește ca în evul mediu, da. E altă problemă, sigur. Bun. Deci lucrurile oricum sunt pe un făgaș bun. Dumneavoastră, fiind la primul mandat, sunt convins că anumite lucruri le-ați rezolvat din mers. Considerați că e suficient un mandat ca să duci la îndeplinire toate aceste proiecte? Sau cum spuneam eu, mai trebuie un mandat, cel puțin. Da. Considerați că oamenii vă sprijină în... Suntem mâine, poi mâine, în pragul alegerilor. Da, mai avem o leacă. Și ajungem... bine, prin intermediul nostru, aud un mesaj din partea dumneavoastră. Sigur, da. Să pună în balanță fiecare, să-și pună în balanță ceea ce s-a întâmplat înainte și ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile. Să nu uităm totuși că pe mine, ca și primar, m-a lovit în plin problema apei care m-a ținut vreo 2 ani de zile pe loc. Problema apei care acum este aproape la Gura Văi. O problemă, da, nu știam. Da, e o mare problemă la Gura Văi acum. Da, s-ar părea că în județul Bacău s-a declanșat un război al apei. Dar vreau să vă spun e important pentru oameni, pentru că oamenii își doresc să aibă condiții, să aibă gaze, să aibă apă, sigur, să aibă energie electrică. Sigur. Mai ales că, încă o dată, oamenii din locuitorii din comuna Gura Văi
Știu foarte bine cum este viața în Occident. Vin, se duc, vin, da, și aduc acasă și construiesc. Și da, fac la fel și în Târgu Drăguț, sigur, sigur. Da. Domnule, da, primar, ce considerați că ar mai trebui completat pe finalul emisiunii noastre? Ce credeți că ar fi important să mai comunicăm telespectatorilor noștri? Să aibă încredere că se vor rezolva lucrurile. Suntem pe făgașul normal. Să... Vedeți, schimbarea pleacă din fiecare, nu doar de sus, de fiecare să-și... Am avut discuții la un moment dat și pe Târgu Trotuș și pe Tuta și pe Vișoara cu oameni care își așteptau oarecum să vină cei de la ajutorul social, care fac încă o precizare. Aveți de ca problema curățenii din fața. Exact. Nu poate să vină primarul, viceprimarul sau ajutorul social să-ți facă curățenie în față. Fii un om gospodar și arată că ești gospodar. Referitor la cei cu ajutorul social, vă spuneam, când am preluat primăria am avut 36 de asistați sociali, din care mai am 7 sau 8 la ora actuală. Ați asfaltat drumul ăla celebru în Tuta, unde apăreau mereu poze pe internet că e praful din Sahara, ca să citesc un domn în viață din Tuta. Cred că o să-l luăm la noi reporter, o să vedem noi cum facem. Am înțeles că s-a asfaltat acea zonă. Da. Nu, încă de anul trecut sau de când? Da, avem un an și o lună de când. Deci au dispărut pozele alea de pe internet cu praful. Deci asta e bine. Domnul Ungureanu, problema n-a fost asfaltul, n-a fost. Problema e tamtamul și omul direct, primarul, nici de cum. Deci, indiferent ce s-ar face, nu e bine. Deci, cu toate că... Acum trebuie să vorbim ce este întotdeauna aici. Și în România e o mare dezbatere politică. Sunteți totuși bucuroși că la alegerile care au fost acum de curând s-a dovedit că totuși faceți parte dintr-un partid puternic și care chiar câștigă teren în fiecare zi. Ceea ce nu e lucru puțin, da, și asta chiar probabil că vă dă speranțe și vă dă încrederea că se pot face lucruri și mai bune. Da, pentru că trebuie să știe oamenii că fără un sprijin politic totuși la nivelul unor comune, sigur, mici, sigur, sau sigur, medii, e mai greu. E sigur, mai greu. Sigur. Aici au fost mai mulți factori, bineînțeles și ca reprezentant al primăriei, dar și valul care a fost la nivel de țară și așa mai departe. Da. Deci considerați că spiritul civic s-a mai dezvoltată în ultima perioadă, da, 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 și că lucrurile merg bine. Și asta înseamnă că oamenii, cu atât mai mult, abia de acum încolo o să vă sprijine. Este opțiunea lor. Eu am făcut un jurământ în momentul în care am intrat și dacă voi intra în mandatul al doilea, îl voi face din nou. Noi vă dorim mult succes. Doamne ajută! Sperăm să mai aveți un mandat. Să știți că eram foarte... Eram stăteam în balanță la un moment dat referitor la... Pentru că... Da, că sunt multe greutăți și la primărie, sunt multe lucruri cu care, da, primarul se lovește în fiecare zi. Am avut de a face, având în vedere, v-am spus că vin din domeniul publicului, munca cu publicul, am avut de a face cu un sat, cu 2000 și ceva de locuitori. Acum la 6000 e mult mai greu. Nu-i pot împăca pe toți, poate. Eu sunt pus acolo să respect anumite legi. Dar totuși, să știți că eu v-am văzut permanent pe teren. Vă văd mereu, da, discutând cu oamenii, mergând, ascultându-le problemele. Da, deci, așa este. Iată că e un mare avantaj că nu mai trebuie să vină cetățeanul la primărie pentru orice. Uneori, unele lucruri, unele sfaturi le puteți da direct, sigur, în sigur, comunicarea, sigur, cu, sigur, cu ei. Permanent verificăm și acum o să-mi cer și scuze față de locuitorii, cetățenii mei, pentru că a fost o perioadă ploioasă și n-am putut rezolva drumurile cum au fost și anul trecut, pentru că în afară de praf drumul sunt circulabile mari, chiar dacă sunt de balast. Da, da. Dar le rezolvăm cât mai repede și sperăm să venim și cu asfaltul, sigur că da, cât mai repede. Domnule primar, ne apropiem de finalul emisiunii noastre, ne bucurăm foarte mult că ați venit. Sigur, aici trebuie să le promitem telespectatorilor noștri că ne vom mai întâlni cu domnul Forcoș Adrian, primarul comunei Târgu Trotuș, un primar tânăr, un primar care, iată, nu este neobosit, este tot timpul în mijlocul oamenilor și și noi televiziunea pe urmele lui tot timpul. Eu cred că putem încheia această emisiune cu un gând optimist, un gând frumos,
Și mă bucur că vedeți foarte limpede și foarte clar toate problemele. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Aș vrea să mai fac o precizare înainte să încheiem și referitor la problema apei care am reușit să ieșim încet din impas, aș vrea să-i felicit pe cei din Târgu Trotu și din Viișoara care au reușit să ducă la îndeplinire măsurile care le-am luat eu atunci și cu toate că au fost discuții, pentru că nimeni n-a fost mulțumit în momentul în care primarul spune că trebuie să cotizezi, să ții apometru. Au fost discuții, au fost tot felul de... Dar s-a rezolvat și uitați că mai avem o leacă, probabil în 2-3 luni de zile suntem la zero și ieșim din istoria negativă a județului. Da, iată că aveți o colaborare bună cu oamenii, oamenii își doresc să trăiască mai bine, dar sigur, toate aceste lucruri se fac împreună cu un primar energic, un primar care știe să facă. Eu vă felicit și vă doresc să aveți mult succes în alegerile din anul care urmează, pentru că sunt convins că, având această viziune clară asupra viitorului comunei, veți reuși. Vă mulțumesc, le mulțumesc și telespectatorilor noștri și vă rugăm să rămâneți împreună cu noi la televiziunea Exclusiv TV. Domnule primar, multă sănătate, putere de muncă. Vă mulțumesc și eu de invitație și cu drag oricând. La revedere! We'll be right back.